Piețele Câmpul Ungena au fost principala tema a discuției purtată de consilierii locali, membrii ai Comisiei de Comerț și Agricultură și de consilierul județean Ion Lucaciuc cu administratorul pieței Valeriu Rădulescu. Consilierii municipali Lucian Bundoiu, Bebe Lâmbescu, Cornel Oancea și Gheorghe Vocilă au inspectat piețele Câmpul Ungene pentru a afla principalele probleme care urmează a fi soluționate, dându-i indicații administratorului pentru o mai bună desfășurare a comerțului în zonă. S-a pus în discuție redirecționarea comercianților din zona pieței centrale către piețele din Grui și Vișoi pentru a se evita aglomerația. Au fost vizitate inclusiv anexele pieței, unde comercianții se odihnesc pe timpul nopții, propunându-se măsuri de întreținere a spațiilor respective, și au fost analizate proiectele de modernizare a piețelor, proiecte aflate în derulare sau care urmează a fi începute în perioada următoare. La sfârșit de săptămână, tot mai mulți iubitori de soare și iarbă verde își îndreaptă pașii către satul Cândești. Numai că exact la ieșirea din sat, pe drumul spre Păstrăvărie, ești întâmpinat de un adevărat stâlp al justiției. Îți trebuie un răgaz de mai bine de 10 minute pentru a citi toate anunțurile, unul mai amenințător decât celălalt. Poți primi o amendă de dacă nu știi următoarea regulă sau nu ai voie să chiar să faci focul, sau ca să intri în pădure, trebuie să cunoști o serie de reguli. După cum ne arată stâlpul cu pricina, nici pașnicul ieșit la iarbă verde nu-l mai poți face fără să cunoști întregul cod penal, plus codul silvic, fără să mai spunem de cel al bunului simț. Calculatoarele sunt prezente în viața copiilor, fie ca moft, fie pentru utilitatea lor. Astăzi am dorit să aflăm ce rol au calculatoarele în viața tinerei generații. Depinde ce vârstă are tânărul și cum e învățat de mic să lucreze cu calculatorul. Credeți că prin calculator, prin activitatea pe calculator, copiii se culturalizează sau se civilizează? După mine se civilizează, dar nu toți au posibilitatea să aibă calculator acasă. Cred că este esențial în momentul de față, că totul se merge pe tehnică de calcul, pe viteză de informație și ăsta e viitorul. Prin calculator, tinerii au acces la informații culturale sau se pot civiliza? Se pot și civiliza și pot, cred, avea acces la orice tip de informație, bineînțeles dacă apelează la internet. E foarte important. În ce sens? Nu știu, ușurează activitatea la toată lumea. Credeți că pentru tineri prin calculator au acces la cultură sau la civilizație? Și la una și la alta. Zilnic gunoile ard și un fum înnecăcios inundă izlazul unde pasc vitele, fiind împins apoi de vânt către sat. Oamenii de aici sunt nemulțumiți și pe bună dreptate, pentru că în zonă mirosul este insuportabil. Tot timpul. Maxim 20 ani. De 20 ani. Eu stau de mult aici. Da, de 20 ani. Nu se interesează nimeni. A venit comisii peste comisii. Nu se ia nicio rezolvă. Aveți nepoți? Aveți cum? Ia uite, am nepoți acum. Și pe aici numai copii. Vedeți că e tot microbul ne îmbolnăvim Dumnezeului și noi. Atâta microb aici și așa, și piste tot gunoaie și toate scârbenile pe grâiul nostru. Foarte prost. Muște, mizerie, tot ce... Acum și fum? Și fum. Sau mereu? Tot timpul. Oamenii spun că vitele li se îmbolnăvesc pentru că de multe ori mănâncă resturile de pe groapa de gunoi. Li s-a promis că întreg depozitul va fi închis, că va fi paznic la poartă și că nu va mai depozita gunoi decât societatea Edilul. Aproape nimic din toate acestea nu s-a îndeplinit. Oamenii spun că de zeci de ani fumul care provine de la groapa de gunoi le otrăvește efectiv viața și cu toate că au făcut nenumerate sesizări, autoritățile nu au luat nicio măsură. Pentru Jurnal, Mircea Petre. Toți cei care au luat parte ieri la serata literar-muzicală dedicată creațiilor lui Mihai Eminescu, Iosif Sava și Bach s-au putut bucura și de prezența marelui compozitor român Alexandru Pleșca. Prezent în sală, pe lângă multe alte nume sonore, bine cunoscute în rândul iubitorilor de artă, descendenți ai unor familii cu renume din zona Mușel.
Compozitorul, bine cunoscut printre cei care iubesc acest gen de muzică, a interpretat câteva melodii la pianină și a povestit cum și când au fost acestea create. Dar nu numai muzica și creația literară au fost aseară la Casa de Cultură Tudor Mușatescu în centrul atenției, ci a fost adus în discuție și Marele Brâncuș. Numai că nu despre operele sale s-a vorbit, ci despre talentul acestuia descoperit în calitate de mare fotograf. În aceeași ordine de idei, pe data de 16 august, Muzeul Municipal va găzdui o expoziție de fotografie cu operele originale ale lui Brâncuș, dar și cu fotografiile realizate de acesta. Cu alte cuvinte, serata literar-muzicală de ieri a fost una cu totul deosebită, pentru că oamenii, vechi sau noi prieteni, au petrecut împreună câteva ore extraordinare. În perioada scursă din acest an, cele 20 de cantoane silvice arondate ocolului Câmpulung au fost parcurse cu 29 de inspecții de fond, în urma cărora s-au imputat personalului silvic de teren peste 1000 de metri cubi material lemnos nejustificați din fondul forestier de stat și privat, cu o valoare care depășește cu mult 1 miliard de lei. Pentru pagubele înregistrate au fost sesizate organele de cercetare penală, prin intermediul Direcției Silvice Argeș, Oficiul Juridic. În perioada de analiză a activității de pază, respectiv a stării contravenționale și infracționale, nu au lipsit nici evenimente deosebite, cazurile de ultraj și agresiune, atât fizică cât și verbală, asupra personalului silvic de teren, cât și personalului tehnico-ingineresc, inclusiv asupra șefului de ocol. O parte dintre băieții generației 86 de la Dan Barbilian au sărbătorit 20 de ani de la absolvirea liceului pe terenul de fotbal. Vineri seara, în baza sportivă a societății Ceramus, a avut loc o interesantă partidă de fotbal. Pentru a sărbători 20 de ani de la absolvirea liceului, generația 86 de la Dan Barbilian, echipament roșu, a provocat la un fotbal în 8 o serie de oameni de afaceri din municipiul Câmpulung și nu numai. La pauză, organizatorii conduceau cu 2-0, însă în partea a doua, adversarii au revenit în joc, au egalat la 2, după care au preluat conducerea 4-2. Ca orice meci prietenesc, scorul final a fost egal, 4-4, iar pentru a nu strica această simetrie, în ultimul minut de joc s-a ratat un penalti. Cine a făcut-o contează mai puțin. Du-te! Hai, te ajută în spate! Primarul municipiului Câmpulung, Călin Andrei, și directorul clubului sportiv Mușcel, Mircea Fulger, au tăiat astăzi panglica, astfel inaugurând cele două terenuri de fotbal din incinta clubului mușcelean. După o lungă perioadă de la începerea lucrărilor, astăzi în incinta clubului sportiv Mușcel Câmpulung a avut loc inaugurarea celor două terenuri de fotbal cu suprafață sintetică, pe care firma Landmark le-a construit în urma schimbării destinației bazei sportive din Parcul Crețulescu. Au fost prezenți reprezentanți ai administrației locale, membri ai Consiliului Local, profesori de sport și directori de instituții. La ora stabilită, 12 fix, Mircea Fulger, directorul clubului, și Călin Andrei, primarul municipiului Câmpulung, au tăiat panglică, introducând astfel oficial terenurile în circuit. Hai, să fie într-un ceas bun. Și dă bun augur, Doamne ajută. Și să ne aducă cât mai mulți telespectatori. Cât mai mulți sportivi în cantonament aici. Exact, dacă se poate și vă. Doamne ajută. Stăpâniți sănătoși. Mulțumim. Și la pungă groși. Doamne ajută. Directorul Fulger a avut apoi cuvântul de deschidere, urmat de primarul Călin Andrei. Aduceți copiii, scoateți copiii din fața calculatorului și orientați-i și aduceți-i cât mai mulți, dacă se poate, către sălile de antrenament și terenurile de sport. Mulțumesc și paradoxal am să încep prin a vă felicita pentru ultimele performanțe. Mă refer aici la medaliile obținute în plan internațional la lupte, plan național la box și toate celelalte performanțele de la atletism, și probabil că toate aceste rezultate au făcut ca acest complex să se îmbogățească astăzi și cu aceste două terenuri de mini fotbal cu suprafață sintetică. Nu este meritul meu sub nicio formă în amenajarea acestor spații, este o conjunctură și iată o variantă în care societăți comerciale reușesc să investească și în plan sportiv. Acest model trebuie urmat și probabil că va fi urmat și cu alte baze sportive din oraș. Meciul inaugural s-a jucat între două grupe de copii de la CSS din Nicu Golescu, iar primul gol a fost marcat de Teodor Șuța.
Primarul municipiului Câmpul Lung, Călin Andrei, a luat startul la ediția din acest an la Mușcel Racing Contest, în dreapta câștigătorului de duminică, Lucien Hora, cel care cu o seară înainte a uitat pentru câteva ore de cursă și a jucat fotbal cu alți piloți. După ce în urmă cu 2 ani a stat în dreapta lui George Grigorescu la raliul Mușcelului, primarul Călin Andrei a fost și copilotul lui Lucien Hora, cel mai rapid pilot de viteză în coasta al etapelor de la Câmpul Lung. Aceștia au luat startul duminică dimineața în prima manșă cronometrată. Să fiu atent aici pe la siguranță. Luci, ai grijă de primarul nostru, da? Da, de mai mult ca de mine. În altă ordine de idei, să mai spunem că sâmbătă seara o parte dintre piloții participanți la Mușcel Racing Contest, printre care și Lucien Hora, s-au relaxat la un fotbal în sala de sport de la colegiul de Nicu Golescu. Bun găsit la jurnalul acestei zile. După ploaia abundentă care a căzut astăzi la orele amiezii în zona montană a județului, un perete de piatră de calcar a alunecat pe DN73, oprind circulația pe un tronson câteva ore. Cozi de mașini pe câțiva kilometri s-au format și de o parte și de cealaltă a zonei unde a căzut peretele de piatră. Astăzi, la ora 14, Poliția Câmpul Lung a fost sesizată că pe DN73, pe dealul Mateiaș, s-a produs o alunecare de piatră de calcar care a acoperit toată strada, traficul fiind astfel oprit. Imediat în zonă au plecat atât echipajele de la Poliția Rutieră Câmpul Lung, cât și echipaje ale secțiilor de poliție Valea Mare, Pravăț și Dragoslavele. Polițiștii cunoșteau zona în care s-a produs alunecarea de teren. Este o zonă unde la fiecare ploaie mai serioasă, piatra de calcar care formează peretele de deal este antrenată și ajunge în stradă. De altfel, piatra acoperea și în perioadele mai reci strada atunci când apărea dezghețul. Ajunși la locul incidentului, polițiștilor le-a fost teamă ca sub piatra respectivă să nu fi fost prins vreun autoturism, pentru că la 112 se anunțase că și o mașină a fost prinsă de alunecare. De la secția de drumuri naționale a fost adus un utilaj care a început să lupte cu natura, pe de o parte cu vola respectivă, se încerca să se creeze un drum printr-un munte de piatră. Pe ambele sensuri de mers erau coloane de mașini ce se întindeau pe mai bine de 4-5 km, iar ploaia nu a încetat. Lucrările de eliberare parțială a carosabilului s-au desfășurat destul de greu, apa a căzut în cantități mari, făcând ca muntele de piatră să fie instabil, iar pe carosabil să se împrăștie în continuu bolovani, nisip și pietriș. Cum ploaia nu s-a oprit ore bune, în zonă s-a intervenit în continuu, iar aluviunile au fost împinse într-o grădină de pe partea opusă, loc unde piatra de calcar se duce permanent, iar ai cărei proprietari, o familie din Dragoslavele, priveau îngroziți. Avem ploaie de până acolo, că n-am putut să trecem apa, că a fost apa mare. Vă dați seama, toată munca se duce. Nu ne înțelegem cu nimic. Și ați vorbit cu... Da, știe. Ne-am plâns, și data trecută, dar... Am fost, dar am avut rătie la Oște, dar... Nu s-a rezolvat nimic. Am să fac un zid de protecție, să-l oprească, să putem, cum ne vorba, să treacă și mașinile, să ne folosim și noi de grădină. Traficul pe DN73 a fost reluat parțial după câteva ore de la producerea alunecării de teren, fiind dat drumul pe un singur fir, iar polițiștii au supravegheat zona pentru a fi evitate alte incidente mai grave. Doamnelor și domnilor, bun găsit la primul jurnal Mușcel TV al acestei săptămâni. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru a afla informațiile momentului. Iată câteva dintre titlurile ediției. Eveniment istoric în Argeș, un pictor câmpulungean a fost trecut ieri în rândul sfinților. La Spitalul Municipal Câmpul Lung va ajunge un nou aparat donat de Patriarhia Română. Personalități de succes cu origini mușcelene au participat sâmbătă la un eveniment de excepție.
În ziua praznicului schimbării la fața Mântuitorului Iisus Hristos, Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului a îmbrăcat haine de sărbătoare. Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la Mănăstirea Argeșeană Robaia a avut loc proclamarea canonizării în rândul Sfinților a cuviosului Pafnutie Pârvu Zugravu, marele pictor bisericesc care a rămas în memoria neamului românesc prin lucrările realizate cu multă evlavie și credință în Dumnezeu. Chemând în ajutor harul preasfintei trăim cele de o ființă, de viață făcătoare și nedespărțite, hotărâm ca de acum înainte și până în veac cuviosul Pafnutie, Pârvu Zugravul, să se numere între sfinții bisericii în ceata cuvioșilor părinți purtători de Dumnezeu și să fie cinstit în cântări de laudă cu numele Sfântul Cuvios Pafnutie, Pârvu Zugravul. Pentru pomenirea lui, statornicim ziua de 7 august a fiecărui an, urmând ca această zi să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Credincioșii prezenți la eveniment au ascultat pentru prima dată troparul Sfântului în interpretarea corului Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului. Iconor Iisusit al arătării lui Dumnezeu, zugrav al firii omenești, luminate de har și al frumuseților raiului, cuvioase Părinte Pafnutie. Delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, înalt preasfințitul Laurențius Treza, Mitropolitul Ardealului, a vorbit credincioșilor despre starea de sfințenie la care suntem chemați, având ca model pe Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravu de la Mănăstirea Robaia. A învățat să picteze în mănăstire, a intrat în mănăstire ca monah și s-a retras ca să fie schimonah aici, în această sfântă mănăstire. Dacă mulți, auzind de Pârvu Mutu, credeam că ar fi un handicap, o suferință a lui, am înțeles acum că de fapt nu vorbea când vorbea cu Dumnezeu, când cerea de la Dumnezeu acea harismă de a reprezenta divinitatea pe care n-a văzut-o, să-i se descopere lui cum să facă mai frumos chipul cel necreat al Dumnezeului celui viu și cum să reprezinte lumina dumnezeiască a harului reprezentată în chipurile sfinților. Nu vorbea și postea și se ruga. Harul lui Dumnezeu să transmite prin imaginea aceasta și prin mijlocirea acestui om ales de Dumnezeu, a iconarului. Despre viața Sfântului Argeșean a vorbit și înalt preasfințitul Părinte Calinic, fiind prezentate pe scurt principalele argumente care au condus la această canonizare. Să pictezi 60 de ani în condițiile alea cu lumânarea, cu feștila, că nu era lumină electrică precum acum, și cu condițiile de atunci, minunea este, ce minune a făcut Pafnutie Zugravu? Păi existența bisericilor și a picturilor. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru că anul acesta de ziua iconarilor, Sfântul Pafnutie, care este părintele tuturor iconarilor din România, foști de față și viitori, este un dar al lui Dumnezeu pentru care îi mulțumim din toată inima. Astăzi, la Mănăstirea Robaia, înalt preasfințitul Părinte Calinic a oficiat Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Cuvios Pavnutie Pârvu Zugravu, deoarece ziua aleasă de Sfântul Sinod pentru cinstirea acestuia este 7 august. Sâmbătă, la Câmpul Lung, a fost organizat un eveniment de excepție. Personalități cu origini mușcelene au fost invitate să se reunească pentru a găsi câteva soluții pentru dezvoltarea Mușcelului.
La acțiunea de sâmbătă au participat peste 50 de invitați. Este vorba despre persoane din diferite domenii care s-au născut sau au avut legătură cu Câmpul Lungul și Mușcelul și care acum au ajuns în diferite locuri din țară sau din afara granițelor țării, excelând în diferite domenii. Veneam cu acei și mi-am adus aminte de ce spunea Goga despre Ancărul lui, satul meu. Așa, sat al meu ce porți în lume sunetele lacrimei, la chemări adânci de mume, te-am ales ca prag de lume și potecă patimei. Cam așa și cu mine. Mulțumesc Dumnezeu că sunt mușcelean și că sunt alături de dumneavoastră. Felicit organizatorii pentru această inițiativă, pentru că avem șansa să aflăm unii despre alții și în același timp să concluzionăm că școala din Mușcel este baza, fundamentul unei societăți viitoare de succes. Am plecat de la podul Dâmbovise și m-am întors acolo, pentru că după ce am lucrat în toată lumea, am zis, gata, mi-ajunge, m-am săturat de voi, mă întorc acasă. Și m-am întors acasă acum 10 ani. Nu să stau la soare, ci să lucrez pentru comunitate, pentru Mușcel și pentru, din nou, pentru toată lumea, dar o făceam din proprie inițiativă și nu la ordinul altora. Printre invitații speciali s-a aflat și cunoscutul critic și istoric literar Nicolae Manolescu. Acesta a vorbit despre legăturile sale cu Câmpul Lungul și zona Mușcel. Vreau să vă spun că nu sunt un impostor. Legăturile mele cu Câmpul Lungul sunt mai vechi decât multe ale celor de aici de față. În primul rând că sunt cel mai bătrân din toată aceasta. Dacă cineva pretinde că e mai bătrân ca mine, vă rog să ridice mâna. Am legături cu Câmpul Lungul de o viață și în momentul de viață, sunt printre foarte puțini dintre dumneavoastră care sunt acasă la Câmpul Lung și plătesc impozite. Singura mea proprietate este casa de pe Mărcuș, alta n-am. Numele Manolescu e răspândit de la, pe toată zona asta, începând de la Golești și până, știu eu, ieșim din Câmpul Lung. Există o vilă Manolescu. E a mea. N-am nicio dovadă. Dar nu contează, că nu o revendic. Bunicul meu matern, Manolescu, s-a născut la Găiești și a avut aici 8 frați care sunt răspândiți pe toți de la Găiești până la Dragoslavele. Dorin Mirea, unul dintre organizatori, a fost cel care a explicat de ce a dorit organizarea acestui eveniment la Câmpul Lung. Am organizat această acțiune din două motive. Una, să ne cunoaștem, să știm cine suntem, că atunci când noi de la Câmpul Lung mergem acolo unde este dumneavoastră, să ziceți să ne vedeți, să zâmbiți, să ziceți îl ajut, că este unul de al meu. Ce frumos sună, de al meu. La fel și dumneavoastră când veniți aici, să fiți convinși că facem orice să vă ajutăm, pentru că sunteți unul de al nostru. Și în al doilea rând, am organizat această acțiune pentru Câmpul Lung. Ca să facem ceva pentru Câmpul Lung. Ce au în comun un artist plastic și un academician? Pasiunea pentru a găsi fațete noi ale unor teme, fie prin desen, fie prin cuvinte, dar și pentru o dezbatere plină de pasiune și de argumente. De toate acestea au avut parte cei care au ajuns sâmbătă la Galeria Arta pentru a participa la vernisajul expoziției lui Bogdan Petri, la care invitat special a fost academicianul Gheorghe Păun, iar tema a fost întrebări despre inteligența artificială. Expoziția vernisată la Galeria Arta a pornit de la câteva întrebări în jurul inteligenței artificiale, ca de exemplu A. involuția omului, A. artificială viitoarea Eva, la început era cuvântul, la sfârșit era robotul sau To be or not to be AI. Bogdan Petri și-a lansat sieși aceste întrebări și tot el a răspuns sub forma unor lucrări grafice impresionante prin sensuri, dar și prin maestria artistului. De altfel, Bogdan Petri a încercat cumva să sugereze propria sa opinie în legătură cu rolul inteligenței artificiale în prezentul și viitorul lumii, asociind în cadrul expoziției inteligența pur umană prin caricaturi care înfățișează pe înțelepți, filozofi sau cercetători din trecut și din zilele noastre, cu lucrări în care artistul fie devine creatorul unor ființe artificiale, fie este el însuși experiment al inteligenței artificiale. Privind lucrările, fără să cunoști întrebările, oricine este captivat de multitudinea de detalii, de pasiunea pe care Bogdan Petri
o strecoară în fiecare element al unei lucrări, reușind magistral să înfrumusețeze urâtul și să urățească frumosul. Pe simenzele se află operate estetic în maniera sa inconfundabilă, adică simțenor, văz monstruos, tai adânc, cos frumos, câteva portrete ale unor nume grele din cultură și știință vis-a-vis de posibile fețe ale viitorului, în fapt, o provocatoare propunere plastică și discursivă de prezentare a raportului dintre creativitatea umană și inteligența artificială. Grafician și ilustrator de elită, unul dintre cei mai apreciați caricaturiști români, având o impresionantă vizibilitate cu background solid în animație și media, Bogdan Petru face parte de 22 de ani din redacția revistei Cațavencea, anterior Academia Cațavencea. Este recent câștigător al concursului internațional de caricatură Calusin din Muntenegru. Expoziția a fost pretextul ideal pentru o veritabilă dezbatere academică la propriu, pentru că academicianul Gheorghe Păun a acceptat provocarea artistului și a răspuns la întrebările lansate, dar și la multe altele legate de inteligența artificială, de partea bună și de partea rea acestei noi revoluții tehnologice la care cu toții suntem cumva martori, unii pasivi, alții activi. Poate fi o interminabilă conferință, dacă luăm serios, în primul ce e inteligența. Dacă cineva poate să-mi dea o definiție, am încheiat conferința. Nimeni nu a dat o definiție a inteligenței. Să vorbim despre inteligența artificială. E un nume frumos care rimează cu roboții și cu filmele science fiction. Dom'le, pericolul cel mare nu e inteligența, care nimeni există într-un fel. Există forță brută. La ora asta, calculatoarele toate legate, cloud-ul și toate astea, sunt puternice. Vă pot da detalii. Să ne ferim de digitalizare. Calculatoarele care au intrat și care sunt parte din a patra revoluție. Deci prima revoluție avea de-a face cu energia, a doua cu organizarea, banda lui Ford la sfârșitul secolului XIX, a treia prin anii 40-50, automatizare, primele procesoare, iar asta a patra are de-a face cu informația, cu inteligența, cu conectivitatea, cu învățarea, cu lucruri foarte subtile și care sunt peste tot și nicăieri nu le putem vedea ca pe locomotivă, ca pe banda lui Ford, noi nu ne putem feri de ele în același mod. Și ne concurează mai direct. Și nu vor să ne înlocuiască mușchii, ci să ne înlocuiască greții. Și până unde, cât vor înlocui, nu vom putea afla generația noastră, dar mă tem că mai încolo vor fi lucruri. Și mai încolo, într-un viitor apropiat, nu într-un viitor. Viitorul, uitați-vă la distanța între revoluțiile astea industriale, industrial-științifice. S-a ascultat continuu. Când va veni următoarea, nu știu. Și mai e ceva de care de regulă nu se vorbește, nu știu de ce. Dom'le, băieții răi care vor folosi, care folosesc deja inteligența, digitalizarea, calculatoarele. Asta e o chestie de la am de citire. Cu cuțitul poți să dai și pâine și carotide. Cu inteligența artificială, fix la fel. Dezbaterea, deși a durat mai bine de o oră, a fost departe de a ajunge și la concluzii, dar nu în căutarea concluziilor a fost organizată întâlnirea, ci de dragul artei plastice și de dragul artei conversației, de care au avut parte din plin cei prezenți la eveniment.